Așa. Ia să vedem noi. Așa, și ar trebui să fie, să apară imediat. Așa. Acum ar trebui să apară, apare. Acum nu. Deci, vezi că atunci când dai share, Da, poți să dai da. share. Acum apare. Acum apare, da. Și poți să dai Perfect. și full screen dacă vrei. Bun, dăm full screen. E perfect, nu? Acum e bine. E bine, da? Deci vedem și pe tine și... Da, în final. Da, o zi plină, o zi obositoare, dar încununată, zic eu, de bucurie, pentru că iată, apuc să vorbesc a doua oară despre un subiect foarte, foarte drag mie, și anume cenzura presiei ortodoxe în timpul regimului comunist. Și ziceam mai devreme că sunt obosit pentru că a fost o zi plină. Așa cum spunea și Claudiu, în partea asta a doua o să vorbim și o să încerc să aduc în discuție tipologia, metodele, mecanismul cenzurii presei ortodoxe. Reiau puțin ce am zis prima dată, și anume că abordarea asta presei ortodoxe am făcut-o în timpul studiilor de doctorat și mi-am dat seama că există o lipsă acută a unor indici, a unor instrumente de lucru în domeniul, am numit eu domeniul teologiei românești. Și nu numai. În toate domeniile presa este destul de deficitară, dar cu atât mai mult presa ortodoxă. Apoi, inițial, când m-am apucat de teza de doctorat, m-am gândit dacă să vorbesc despre revistele bisericești ortodoxe, presa bisericească ortodoxă sau presa ortodoxă. Un profesor mi-a recomandat să evit stereotipiile acestea, care nu sunt neapărat folositoare, și să încerc să mă rezum la ceva cât mai simplu. Și astfel am ales doi termeni, și anume presa. Și aici o să vorbim despre presă și cenzură. Și am spus eu acolo că înainte de a intra efectiv în fenomenul cenzurii presii ortodoxe, că ea este de trei tipuri: preventivă, a posteriori și autocenzura. Cum a afectat cenzura comunistă revistele, toată presa ortodoxă după instalarea regimului comunist? Da, asta e o întrebare foarte importantă. De fapt, este întrebarea cheie, e firul roșu pe care s-a țesut, să spun așa, teza mea de doctorat și cercetările mele ulterioare. Frontul de lucru erau toate aceste reviste pe care le-am cercetat, revistele ortodoxe apărute în perioada comunistă, și o să vedeți mai târziu când ajung la prima parte a prezentării, și anume la un scurt istoric al presei ortodoxe. Și mi-am dat seama că din această întrebare decurg mai multe, și anume cum a evoluat presa în perioada 45-89, dacă au fost adoptate legi sau strategii de evitare a cenzurii comuniste, care sunt principalele teme ideologice abordate în articolele revistelor, dacă e o diferență de conținut, aici am luat ca exemplu și o să vedeți în prezentarea de azi, Glasul Bisericii, de care m-am ocupat. Apoi, eu am găsit câteva
lucru, și anume, ultima întrebare, dacă există vreo diferență de conținut a revistei publicate în timpul regimului Dej sau în timpul regimului Ceaușescu. Apoi am zis că în urma cercetărilor efectuate am ajuns la anumite concluzii, și anume că cenzura n-a afectat conținutul sau calitatea studiilor publicate acolo. Apoi există anumite mici compromisuri prin ale unor ierarhi, mai ales prin inserarea unor pasaje în pastoralele lor. Și așa cum am zis, ultimul punct, aceste reviste ortodoxe au reprezentat o oază de libertate pentru anumiți autori interziși de regimul comunist. Și atunci când o să fie momentul, o să ajungem și acolo. Actualitatea temei de cercetare. E o temă foarte puțin abordată și spinoasă, să spunem așa, pentru că trebuie menționat faptul că au existat tot felul de ipoteze, teorii cu privire la presupusul colaboraționism dintre Biserica Ortodoxă Română și regimul comunist. Nu există foarte multe argumente în sensul ăsta. Unele, vreau să spun, majoritatea lor nu stau în picioare, pentru că documentele de arhivă, în special cele de arhivă și cele de la CNSAS, ne demonstrează o realitate cu totul alta pentru presa mainstream de azi. Cercetătorii serioși, firește, nu se apleacă asupra unor bârfe și asupra unor lucruri mai mult sau mai puțin importante, sau cum sunt aceste lucruri de cancan, de scandal, care suscită interesul presei mainstream de astăzi. Dar revenind, prin ceea ce urmează să prezint așa în linii mari astăzi, vreau să aduc un strop de lumină, repet, în ceea ce privește așa zisul colaboraționism dintre Biserica Ortodoxă Română și regimul comunist. Apoi, referitor la stadiul actual al cercetărilor, există câțiva autori, așa cum am menționat acolo, care s-au ocupat și au scris anumite lucrări, indici bibliografici, monografii ale unor reviste. Practic, ei sunt între puținii care s-au preocupat de presa ortodoxă și există și câteva studii în sensul ăsta. Mi-am restrâns area de cercetare asupra glasului, așa cum am zis, și am ajuns, iată, la un punct foarte important, și anume presa ortodoxă în timpul regimului comunist. Și am numit-o eu între libertatea de exprimare și cenzura comunistă. Aici avem o primă serie a unor reviste apărute în timpul regimului comunist. Periodizarea, iată, am făcut-o din 1945 până în 1989. Dacă o să vă uitați, în primul rând apar Biserica Ortodoxă Română, le-am luat aleatoriu tocmai pentru a încăpea pe PowerPoint, și anume Biserica Ortodoxă Română, Ortodoxia Studii Teologice, Glasul Bisericii, Mitropolia Banatului. Astea apăreau până au apărut în perioada 45-47 și continuă, iată, și un pic mai târziu, până în 89. Excepție face Studii Teologice, care apare în 49, este de fapt reînființată de Patriarhul Justinian, la fel și Mitropolia Banatului sau Ortodoxia. Cele de jos, Revista Teologică, Păstorul Ortodox, Candela, Cernăuț și după aia mutată la Iași, Duc și Adevăr de la Timișoara, Tomis de la Constanța, nu au reușit să mai apară decât până în anii 48, pentru că ele au fost desființate, este vorba de o epurare a anumitor publicații, și pentru că în contextul respectiv anumite episcopii au fost comasate.
unele dintre ele desființate întru totul. Și atunci anumite publicații periodice s-au contopit și au devenit două sau trei publicații s-au contopit. Iată un exemplu pe care nu l-am aici ca în imagine, și anume Mitropolia Olteniei, care era formată din păstorul ortodox și un buletin al Arhiepiscopiei Craiovei. Dar ceea ce trebuie reținut este faptul că în față sunt, eu am dat doar 10 exemple, 10 titluri. Un document important vorbește despre un număr de, deci până în 1948 apăreau aproape 70 de titluri. Deci erau 108 publicații religioase, cu caracter religios, ale cultelor, și 68 erau ale Bisericii Ortodoxe Române. Deci vorbim de 70 de publicații ale bisericii. Și din 70, în 1948, când se face, până când se face Marea Epurare, nu mai rămân decât 8, după aia 9 cu telegraful român. În fine, pe parcurs o să mai vorbești despre asta. Presa bisericească ortodoxă între libertatea de exprimare și cenzura comunistă. Foarte important asta. Pentru a înțelege relația presei ortodoxe și cu cenzura, trebuie avut în vedere un lucru foarte important, și anume instaurarea cenzurii, controlul presei și tiparului. Nu pot fi cele două lucruri nu pot fi dezlipite, să le spunem așa. Ele sunt indisolubile. Presa coexistă odată cu instituția cenzurii. Apoi, prevederi referitoare la presa religioasă în legislația, vorba de legislația bisericească din 48-53, așa cum am zis, tipologia cenzurii, mecanismele și un subiect foarte drag mie, așa cum zicea și Claudiu, care are legătură, iată, cu vrednicul de pomenire, Patriarh Justinian Marina, pentru care se împlinesc astăzi 44 de ani de la trecerea sa la Domnul. Ce efect a avut sau cum s-a manifestat această presă care, iată, timp de 30 de ani are un anumit rol? Legat de instaurarea cenzurii și a controlului presei și tiparului, există în monitorul oficial o lege dată de Ministerul Propagandei, celebra lege dată chiar de regele Mihai, promulgată de regele Mihai, numărul 364 din 2 mai 1945. Iată, vorbim de aproape un an de la lovitura de stat din 23 august, când practic se instaurează o primă cenzură după ce a instaurată, să zicem așa, articolul 16 din Comisia Aliată de Control, în care se epurau toate publicațiile fasciste. Asta este practic, să zicem, legea, decretul prin care se instaurează cenzura, dar nu este cenzura de stat încă, atenție, ea va fi instituită puțin mai târziu, și anume în 1949, când instituția în sine va căpăta titulatura de Direcția Generală a Presei și Tipăriturilor. Apoi, legat de presă și de legislație, îmi cer scuze, așa, în statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române se vorbește despre buletinul oficial al bisericii, care era Biserica Ortodoxă Română, și acolo vedeți ce anume trebuiau puse, dezbatere ale organelor bisericii, decizii, chestii, să zic, le spunem așa, administrative. Apoi, teme, subiecte de îndrumare pastorală, recenzii, apoi
Revista Ortodoxia, înființată chiar de Patriarhul Justinian, se referă la problemele de ordin extern ortodox și interconfesional, iar revista Studii Teologice, așa cum aminteam și data trecută, va fi revista institutelor de teologie, fostelor facultăți de teologie care fuseseră desființate și pentru că rămăseseră doar trei la București, Sibiu și Cluj, da, Cluj între 48-52 și se va contopi cu cel de la Sibiu din 52, pentru profesorii de acolo, de la cele două institute teologice, București, respectiv Sibiu, reprezenta revista unde profesorii de teologie, magistranții, doctoranzii, puteau să publice studii, articole științifice. Bineînțeles, așa cum apare și aici în statut, ele erau obligatorii pentru toate parohiile. Deci în toate parohiile, teoretic, ar trebui să se, să se găsească aceste reviste. Mai erau numite Biserica Ortodoxă Română, Studii Teologice și Ortodoxia, revistele centrale bisericești. Și apoi vin cele ale mitropoliilor. Dacă o să vă uitați în legislație, tot așa la articolul 84 din regulamentul pentru determinarea atribuțiunilor Patriarhului și continuarea, veți vedea că cel care se ocupa practic de revista, să spunem așa, a mitropoliilor, revistele mitropoliilor, revistele cum era glasul bisericilor, glasul bisericii, Mitropoliei Ungro-Vlahiei, cum se numea pe atunci, sau Arhiepiscopiei Bucureștilor, apoi Mitropolia Moldovei și Sucevei, Mitropolia Ardealului, Mitropolia Banatului și Mitropolia Olteniei, era un consilier administrativ, aici este vorba de consilierul administrativ patriarhal, care se ocupa de aceste reviste biserice și, citez la punctul C, nu va permite culegerea și tipărirea niciunui text care nu, care nu are aprobările legale. Era vorba de faptul că niciun text nu putea să apară fără aprobarea instituțiilor oficiale de stat. Deci dacă cineva își dorea să publice un text și să, spunem, să fenteze cenzura, nu putea face asta. De ce? Pentru că, iată, mai jos, secretarul de redacție era pasibil și răspundea, citez, moralicește și materialicește de aprobarea, de predarea lui la timp, aprobat și bun de imprimat. Adică el răspundea să existe textele conforme și să nu existe ceva care să treacă în scăpat de cenzură. Acum, legat de tipologia aceasta a cenzurii presei ortodoxe, trebuie menționat faptul că în ciuda tuturor lucrurilor, vorbim de, deci numai pentru presa ortodoxă și pentru toate publicațiile cultelor, tot ce însemna carte, revistă, broșură, orice, exista o dublă cenzură instituțională, și anume, la ministerul respectiv departamentul cultelor, trebuie menționat faptul că în 1945 ministerul cultelor și artelor se desparte în două ministere distincte. Ministerul cultelor și ministerul artelor. Ministerul artelor va deveni ministerul artelor și informației, propagande, în fine. Nu e relevant în discuția noastră. Cert este că Ministerul Cultelor va funcționa sub această denumire până în 1957. Iată, din 1957 până în prezent, avem această denumire de Departamentul Cultelor sau, cum se numește astăzi, din 1990 până în prezent, Secretariatul de Stat pentru Culte. O scurtă vreme, un an sau doi, a fost minister unit cu Ministerul Culturii. Și apoi, o altă instituție foarte importantă, și anume Direcția Generală a Presei și Tipăriturilor, care va funcționa sub această denumire din 49, când e înființată, până în 1975, și apoi sub denumirea de Comitetul pentru Presă și Tipărituri, până, din 75 până în 77. Apoi, există o cenzură a redacției și am dat ca studiu de caz revista Bucium Ortodox,
care apare din 42 până în 44 și din septembrie 44 se transformă, practic își schimbă titlul, în Glasul Bisericii. Este revista Arhiepiscopiei Bucureștilor, Mitropoliei Munteniei și Dobrogei astăzi. Și apoi un caz de autocenzură. Departamentul de stat pentru culte. Exista din strada Filipescu, este undeva pentru cei care sunt în București sau ați fost undeva sau ați trecut prin București, este clădirea din spatele intercontinentalului. Undeva lângă, să spunem așa, în apropiere de facultatea de farmacie din București. Este o clădire superbă din punct de vedere arhitectural. Ea a găzduit din 45 și până în prezent, se pare, direcția de studii, ceea ce ne interesează pe noi, practic, cea care se ocupa de cenzura acestor reviste ale cultelor, respectiv serviciul de publicații. În arhive, în documente, această direcție se va găsi sub diferite denumiri, Direcția de Studii și Documentare, Direcția de Studii Documentare și Relații Externe, în fine, pentru a nu complica prea mult lucrurile, am simplificat și am lăsat doar așa Direcția de Studii, pentru că în cadrul acestei direcții exista un serviciu format din cenzori, oameni care se ocupau strict de publicații, mă refer aici la carte și la presă, tot ce însemna presa cultelor, inclusiv cea de care ne ocupăm astăzi, presa ortodoxă. Și apoi Direcția Generală pentru Presă și Tipărituri, care a funcționat între anii 49-77, Casa Scânteii sau cum se numește astăzi, piața, unde, cum se zice astăzi, Piața Presei Libere. Nu mai este Casa Scânteii sau casa, este o clădire, nici statuia respectivă nu mai este astăzi, este un monument închinat luptătorilor comuniști, anticomuniști, îmi cer scuze. Și trebuie reținut că în această clădire făcută pe modelul uneia sovietice din URSS, la o scară mult mai mică, exista o direcție a tipăririi presei centrale. E foarte important acest lucru. De ce? Pentru că dacă Biserica Ortodoxă Română avea un număr de 8 reviste și un ziar, Biserica avea următoarele reviste. Biserica Ortodoxă Română, Ortodoxia, Studii Teologice, care, repet, erau considerate centrale bisericești și încă 5 ale mitropolilor. Glasul Bisericii pentru București, Mitropolia Moldovei și Sucevei pentru Iași, Mitropolia Ardealului Sibiu, Mitropolia Banatului la Timișoara și Mitropolia Olteniei la Craiova, dar la Sibiu mai exista și Telegraful Român, care apare neîncetat, neîntrerupt din 1853 până în prezent. Cu toate astea, nu existau, deși erau anumite, să spunem, filiale, instituții ale direcției presei locale, să spunem așa, cu toate astea, toată presa religioasă venea la București. Deci ea era cenzurată, indiscutabil, toată presa, indiferent de unde era, toată presa religioasă a cultelor era aici, la această instituție, respectiv la Direcția Tipăririi Presei Centrale. Și nu numai, culmea, nu numai presa, cât și cărțile erau tot aici cenzurate. Studiu de caz, cenzura redacției. Revista Bucium Ortodox apare inițial în paralel cu Revista Apostolul, care era revista oficială a Arhiepiscopiei Bucureștilor, respectiv Mitropolia Ungrovlahiei. Și acolo spune, în 42, când se
cere înființarea acestei reviste. Ea, revista respectivă a fost înființată de sub patronajul mitropolitului Nicodim, patriarhului Nicodim, îmi cer scuze, de preotul Ion Gafton, viitorul arhiepiscop al Argeșului Iosif Gafton, care era pe atunci consilier cultural al arhiepiscopiei. Și el spune așa, citez, zice, pentru revista noastră Bucium Ortodox, zice, așteptăm de la cucernicii preoți, deci iată, era o revistă care urma să se distribuie preoților în mod special și zice, de la binecredincioșii fie ai Bisericii Ortodoxe, articole spre publicare. Ele vor trebui scrise numai pe o pagină, cât mai concise și citeți. Trebuie adăugat faptul că în vremea respectivă nu exista, nu vorbim despre scriere la mașină, era scriere de mână. Și apoi, cel mai important text din toată treaba asta este faptul că, citez, la începutul articolului sau la sfârșitul lui, fiecare autor va scrie, las toată libertatea secției culturale a Sfintei Patriarhii să facă îndreptările sau schimbările ce va găsi cu cale. Deci iată o cenzură anunțată a unei reviste care nici măcar nu apărea. Bineînțeles că ea n-a fost inventată în 1942, exista de la înființarea primelor ziare ale bisericii, dar aici este în mod explicit. Am găsit și alte exemple, dar este important și edificator acest lucru, pentru că presa ortodoxă, iată, așa cum am spus mai devreme, cum am arătat aici, nu are doar o simplă cenzură instituțională, deci nu era, exista doar o instituție, se pare aici două instituții care cenzurau propriu-zis presa, ci și o cenzură internă, cea a redacției. Și apoi, după desființarea cenzurii, există un anumit fenomen pe care toată lumea îl cunoaște sub denumirea de autocenzură. La un moment dat am luat un interviu părintelui Gheorghe Drăgulin, părintelui profesor Gheorghe Drăgulin, în urmă cu vreo 10 ani și dânsul mi-a spus că după desființarea Direcției Generale a Presei și Tipăriturilor, mergea cu textul la Departamentul Cultelor, la Direcția de Studii, se așeza la o masă față în față cu cenzorul și avea textul dactilografiat, bătut la mașină. Cenzorul îl citea și tăia cu un creion roșu toate pasajele respective. Îi înapoia autorului materialul, discuta cu el și se făceau anumite concesii. După ce era textul modificat, abia atunci putea autorul să-l trimită la redacție și să apară în forma lui finală. Acum, vorbind despre mecanism, e foarte important să precizăm următorul lucru, și anume că exista un circuit cenzural al acestei prese ortodoxe foarte interesant. Și o să vă arăt mai departe o schemă. Și apoi niște metode și mijloace ale cenzurii. Cenzura practic era de mai multe tipuri. Am zis așa, era o cenzură a textului, era un control al tirajelor, un control al cotelor de hârtie care se dădeau, iată, tot pentru apariție, pentru tiraje, avizarea aprobărilor de imprimare și de difuzare. Deci vorbim de încă patru metode și mijloace ale cenzurii. Deci nu numai cenzura propriu-zisă a textului, cum probabil ne-am fi imaginat. Aceasta este o schemă foarte, foarte simplă, după cum, pe modul în care funcționa circuitul cenzurii. Să zicem că un autor voia să publice un text despre
un anumit subiect într-o revistă, să zicem Biserica Ortodoxă Română. Autorul trimitea textul către revistă la redacție, dactilografiat cum trebuia. Apoi, redacția, după ce aduna toate articolele, trimitea practic șpaltul, deci exemplarul dactilografiat, la Ministerul Culturii, respectiv la Direcția de Studii, Serviciul de Publicații. După ce îl cenzurau cenzorii de la Direcția de Studii, îl trimiteau la DGPT, respectiv la Direcția Tipăririi Presei Centrale. De acolo se întorcea, după ce fusese cenzurat iarăși de cenzorii, să spunem, laici, se întorcea iar la Ministerul Cultelor, fiind cenzurat încă o dată. Și după ce era cenzurat încă o dată, pentru că poate aveau de adăugat, de tăiat după cenzura de la DGPT, era trimis în formă, să-i spunem, finală la redacția revistei. Acum, trebuie menționat un lucru foarte, foarte interesant. Dacă un autor voia să publice un articol, dar uitase să adauge o fotografie, revista parcurgea din nou același circuit. Dacă redacția voia să adauge un articol nou pe lângă cele 20, 30, 50 câte erau publicate acolo, la fel trebuia să parcurgă același circuit. Procesul acesta putea să dureze de la câteva săptămâni la câteva luni. Undeva de la 2-3 săptămâni la 2-3-6 luni. Acum, metode și mijloace ale cenzurii. Cenzura textului. Am dat ca exemplu numărul 5-6 pe 1971 din revista Mitropolia Olteniei. Un număr total de pagini 146, articol 26, articole respinse de cenzură au fost 14, articole corectate suplimentar 5. Cenzorul de jumate, nu? Da. Cenzorul de la departament, da, e vorba de 19 articole, deci practic 7 articole au scăpat intacte. E vorba despre unul dintre cenzori, Ecaterina Machiev-Durosov. Am scris și un scurt articol care va apărea în revista Renașterea despre cenzorul respectiv. A studiat, era refugiată din Cernăuți împreună cu familia și a făcut facultatea de filozofie, de fapt fusese la liceu la Lazar, culmea, și apoi în București și a făcut facultatea de filozofie, respectiv secția de jurnalism de la Institutul Ștefan Gheorghiu, practic Institutul de Partid. Și acolo s-a specializat, știind și limbi străine, pe cenzură. O să fie foarte interesant textul meu pentru că am găsit ceva și mai amuzant, și anume că o scurtă vreme a lucrat chiar și la Biblioteca Academiei Române. Și apoi a fost propulsat, în, nu știu prin ce mijloace, la Departamentul Cultelor, unde a lucrat până la pensionarea sa. Dar se vede o neînțelegere, ca una care a făcut filozofie, iată, a anumitor termeni din referatele ei. Așa arată unul dintre referate despre care vorbeam. Este semnat, referatul este scris de ea, dar ne-a invitat directorului Eugen Munteanu. Și vorbește despre foarte, foarte des de anumite probleme de ideologie. Deci tot ce însemna, de fapt, articol, subiect, să spunem noi, mistic, cu tentă mistică, dogmatică, pentru ei însemna ideologic și atunci nu era corect din punct de vedere politic. Mă rog, e, repet, foarte interesant documentul și sunt câteva articole. Se văd aici respingerea articolelor. Spre exemplu, era o traducere din Paul Evdokimov. Întrucât, citez, e pătruns de mistică creștină exagerată și promovează pozițiile idealismului subiectiv și raționalismului. Deci,
se vede clar că nu avea cunoștințe minime de teologie. Legat de controlul tirajelor, prima dată, deci mai întâi a fost controlul textelor, cenzura textului propriu-zis, apoi avem controlul tirajelor. Dacă o să vă uitați în partea stângă a ecranului, pe această notă de la secția Cultură și Învățământ, veți vedea mai jos propunerea unor reduceri ale unor tiraje, respectiv de la cele ortodoxe mă refer, Glasul Bisericii de la 5.900 de exemplare la 5.500 de exemplare, Mitropolia Moldovei de la 3.750 la 2.000 de exemplare, Mitropolia Olteniei de la 4.200 la 3.500, Telegraful Român de la 5.000 la 4.000 și Mitropolia Banatului de la 3.500 la 2.600. Din punctul ăsta de vedere, cel mai rău, să zic așa, a stat Mitropolia Moldovei pentru că i s-au redus 1750 de exemplare, deci aproape în jumătate s-a decimat numărul. Trebuie spus un următorul lucru. Tirajele respective, de fapt, numărul de exemplare pe fiecare revistă, nu însuma, de fapt, altceva decât numărul de parohii. Deci, practic, ele nu ajungeau, să spunem, cum ne-am așteptat noi probabil astăzi, la cititori. Ele erau strict la parohii. Deci vorbim de o cenzură drastică pentru niște reviste care nu aveau o circulație. Deci noi nu putem vorbi de o circulație a acestor reviste, să le spunem, în spațiu public. Ele nu apăreau la chioșcurile de ziare, în librării. Existau doar la magazinele bisericești, spre exemplu, un singur magazin pentru Biserica Ortodoxă Română, Ortodoxia, Studii Teologice, Glasul, la 11 iunie. Sau, spre exemplu, la Mitropolia Moldovei și Sucevei, la magazinul de la Mitropolia din Iași. Și exemplele pot continua. Deci, practic, ea nu avea o răspândire. Și atunci, cu toate astea, cenzura presupune și acest control al tirajelor, să se facă o reducere a lor și apoi, dacă vă uitați la controlul cotelor de hârtie, în partea a doua, la fila 34, zice, părerea noastră este că economia la consumul de hârtie, ce se va rezulta în urma acestei reduceri, va fi minimă. Deci și comuniștii erau realiști că această reducere practic nu va însemna nimic. Citez, dar obiectivul lor, mobilul lor era altul. Însă totuși ar fi binevenită, reducându-se în felul acesta posibilitățile de difuzare a concepțiilor mistice religioase. Deci, practic, mobilul lor ăsta era că ei să reducă pe cât se poate difuzarea concepțiilor, le numeau ei, mistico-religioase. În ceea ce privește ultimul punct, și anume ultimul tip de cenzură, avizarea aprobărilor de imprimare și difuzare. O să ne reîntoarcem puțin la schema de mai devreme. Și așa cum spuneam anterior, după ce o revistă parcurgea acest circuit, de la redacție la Ministerul, la Departamentul Cultelor, la DGPT și se întorcea iar la redacție, deci practic șpaltul final, după ce rezolva toată această treabă, când ajungea revista înapoi la redacție, ea nu putea să fie, să spunem așa, prima dată tipărită. Deci trebuia să primească o aprobare de imprimare și difuzare. Ori toate aprobările respective nu se primeau decât tot de la DGPT, de la Direcția Tipăririi Prese Centrale. Deci, practic, după ce revista era în formă finală, se trimitea șpaltul la DGPT și se punea o ștampilă pentru bun de imprimat. Se făcea un referat, de regulă din partea redacției către DGPT,
și se cerea bunul de imprimare. Și apoi, după ce se dădea acest bun de imprimare, și un bun de difuzare. Ulterior au fost comasate și cerute împreună. Pentru că aceste vize de imprimare și de difuzare erau date la distanțe foarte lungi, tocmai din motivul ăsta de a stopa apariția acestor reviste. Am luat ca exemplu un punct foarte important, pentru că, așa cum spuneam și mai devreme, se împlinesc 44 de ani de la trecerea la domnul, la vrednicului de pomenire patriarh Justinian Marina, și anume cum s-au făcut presiuni pentru politizarea presei religioase, presei ortodoxe. Eu am numit aici scrieri și personalități cenzurate, teologi și laici, și poziția patriarhului, lupta lui cu cenzura comunistă pentru menținerea presei ortodoxe, pentru că, așa cum am arătat, ei, prin aceste reduceri constante, își doreau desființarea în integralitatea ei. Și apoi, pentru presiunile făcute de cenzură pentru politizare, am dat ca exemplu de la Departamentul Cultelor o notă a secretarului general, profesor Dumitru Dogaru, cel care practic conducea această instituție, era practic ministrul cultelor, și anume o notă din 4 februarie 1959, unde scrie aici, este vorba de anumite limitări, reducerea periodicității a tirajelor, e vorba de autorizații, s-a redus periodicitatea, micșorat și numărul de pagini, dar mai jos, dacă veți vedea, scrie așa că Departamentul Cultelor își orientează munca din acest sector în sensul ca revistele cultelor să nu exalteze în acest misticism, îl numeau ei un misticism bolnăvicios. Mai cu seamă, citez, în condițiile în care statul nostru dă toată atenția culturalizării maselor și propagării științifico-ateiste. Și pe cât cu putință să se obțină și o atitudine pozitivă asupra realizărilor regimului față de probleme internaționale la ordinea zilei. Deci, practic, ei își doreau ca în paginile revistelor pe care le cenzurau, le voiau desființate, să le facă obediente, să le politizeze. Și vom vedea dacă au reușit sau cât au reușit din ceea ce și-au propus ei. Apoi, legat de scrierile și personalitățile cenzurate, am ales aici câțiva teologi și laici. E o serie de scrieri pe care le-am dat ca exemplu. E vorba de o lucrare apărută în 1948 și prin care s-a început practic epurarea tuturor publicațiilor respective. Se numește Publicațiile Interzise, apărută în București la erau până la 1 mai 1948 și apărut la era o lucrare a Ministerului Artelor și Informațiilor. Și aici sunt o sumedenie de titluri și de reviste, de periodice religioase, ortodoxe, dar și de cărți. Vedeți aici, Nichifor Crainic, Regele și Biserica, chiar Patriarhul Miron Cristea, cenzurat, Constantin Virgil Gheorghiu, un autor care a plecat la Paris și a fost preot acolo, a mutat în Crimea, iată, Onisifor Ghibu, Mitropolitul Gurie Grosu al Basarabiei, adică lucrări care însemnau un
o aducere aminte a unui subiect, a unor subiecte, a unor teme pe care comuniștii le voiau scoase, șterse din memoria colectivă a maselor populare, cum le numesc ei. În ceea ce privește lupta Patriarhului Justinian cu cenzura pentru menținerea presei ortodoxe, acesta a trimis în mai multe rânduri o serie de referate, să le numim așa, o serie de memorii în care își exprimă nemulțumirea către secretarul general al Departamentului Cultelor cu privire la tot ceea ce a însemnat întârzierile care se făceau pentru apariția presei în sine. Acest lucru e foarte important pentru că Patriarhul Justinian a fost și este cel mai hulit patriarh dintre toți, fiind numit de acești epigoni și habarnauți ai istoriei ca fiind Patriarhul Roșu, dar atenție, fără vreun document, fără a se baza cineva pe un document, și atunci este foarte ușor să, cum să spun, să acuzi fără să știi sau să vezi vreodată vreun document. Ceea ce vreau să spun că în acest document, opoziția Patriarhului Justinian, care a fost una deschisă, din acest document aș vrea doar să dau citire unor lucruri, pentru că subiectul acesta era unul dureros pentru el, și anume, el spune în referatul său, în scrisoarea lui, că cele trei reviste editate de Patriarhia Română, e vorba de cele trei reviste centrale bisericești, Biserica Ortodoxă Română, Studii Teologice și Ortodoxia, spune că, spre regretul nostru, citez, suntem obligați să constatăm că de aproape un an și jumătate, iată din anii 58, de când a început Marea Epurare a clericilor și arestările, masivele arestări, zice, formalitățile ce trebuie făcute pentru obținerea vizelor legale în vederea imprimării publicațiilor noastre se îndeplinesc cu întârzieri care depășesc orice justificare, anulând orice actualitate a materialului din reviste și transformându-le în niște simple arhive care nu mai reprezintă interes pentru nimeni. Și dă ca exemplu revista Studii Teologice, pe care o să o menționez aici. Zice așa, revista Studii Teologice numărul 90 din noiembrie-decembrie 1959, deci dacă el scrie undeva în aprilie, vorbim de aproape 4-5 luni de când era revista și trebuia să fie tipărită. Și anume a fost depusă la direcția presei la 7 decembrie 1959 pentru a obține viza de imprimare. A obținut viza abia după 60 de zile, la 6 februarie 1960. După imprimare a fost depusă din nou la direcția presei pentru a obține viza de difuzare. Exact ce vă ziceam mai devreme. Erau depuse revistele pentru a obține atât viza bunul de imprimat cât și bunul de difuzat. Deci două vize, două ștampile separate. Și a fost obținută această viză de bună imprimat la 19 aprilie 1960, deci iată, după două luni de zile. Zice, în aceste condiții, numărul ultim din anul trecut al revistei va fi expediat abonaților din țară și de peste hotare cu o întârziere de 5 luni de zile față de data pe care o poartă. Exemplele continuă și nu vreau să insist asupra lor. Dar ceea ce face Patriarhul Justinian, ce este foarte interesant în partea a doua a materialului, este că vine cu niște soluții. Am putea spune că e amuzant de-a dreptul.
și spune așa, zice, ne îngăduim a vă face următoarele propuneri pe care le socotim de natură a soluționa această problemă, respectiv a întârzierii acestor apariții, ale acestor publicații. Zice, să se studieze posibilitatea rezolvării materialelor depuse la Departamentul Cultelor în cel mult 10 zile de la depunerea lor. Apoi să se cadă de acord cu direcția presei pentru ca materialele vizate de Departamentul Cultelor să obțină viza de imprimare în cel mult 15 zile, iar viza de difuzare în 5-6 zile, așa cum se obținea cu 2-3 ani în urmă. Punctul C. Cărțile de cult aprobate de Departamentul Cultelor se tipări de editura Patriarhiei să fie predate editurii cu vizele legale după o planificare prealabilă trimestrială, spre a se evita situația din prezent. În fine, el mai dă iarăși o chestie foarte amuzantă, și anume, spune, dacă dumneavoastră, domnule secretar general, socotiți că vreunii din salariații noștri plătiți din bugetul Departamentului Cultelor ar putea ajuta prin munca lor la bunul mers al lucrurilor pe viitor, noi suntem de acord ca aceia care vor fi socotiți competenți să fie folosiți o parte din orele lor de serviciu de către Departamentul Cultelor în rezolvarea problemelor legate de publicațiile bisericești. Desigur, sub îndrumarea și directivelor departamentului. Deci, iată, Patriarhul Justinian nu numai că îi dădea soluții de rezolvare a problemelor, ba mai mult îi spunea, dacă nu puteți voi să vă faceți treaba, vă dăm noi oameni pe care oricum voi îi plătiți să vă facă ei treaba și atunci să nu ne mai încurcați pe noi. Un lucru de altfel foarte, foarte curajos din punctul meu de vedere. Silviu, da, ideea era că îl țineau pe loc revistele, nu că n-aveau timp sau nu, era o chestie intenționată, nu? Bineînțeles, bineînțeles, pentru că numărul de Crăciun, dacă apărea undeva în aprilie, adică de Paști, imaginați-vă că numărul de Paști din 60 apărea undeva de Crăciun, adică era primit abia și expediat abia de Crăciun. Era clar intenționat totul făcut. S-a schimbat ceva după adresele astea? Da, s-a schimbat. S-a redus timpul de așteptare, ca să spunem astăzi. Nu foarte mult, dar s-a redus puțin timpul de așteptare. Adică toate lucrurile astea nu mai erau făcute, sau întârzierile nu mai erau atât de mari. Nu mai erau atât de mari. Erau undeva la 2-3 luni maxim. În fine, aici am dat ca exemplu, iarăși, cenzura revistei Glasul Bisericii, tot așa un număr, în care au fost, iată de data asta, doar două articole respinse de cenzură. Unul a fost modificat masiv și 7 corectate. Tot de același cenzor, Ecaterina Durosov-Machiev. Cam așa arată un referat. E interesant faptul că spune acolo corectarea masivă în toate cele 9 pagini articolului intitulat Câteva considerațiuni asupra atitudinii Bisericii Ortodoxe Române față de problema creării unui climat internațional de colaborare și securitate, întrucât conține atât multe afirmații inexacte, cât și puternice accente de triumfalism bisericesc. Deci, clar, oricum ar fi fost și vedeți, dacă vă uitați în primul, în stați așa, îmi cer scuze, în partea de sus a referatului apare în urma lecturării articolelor, de nu este folosit cuvântul cenzor sau cenzură, iarăși veți vedea acolo direcția, se numea Direcția de Studii, Documentare și Relații Externe, deci aș va schimba pe parcursul anilor titulatura. Apoi cenzorii nu se numeau cenzori, se numeau ba lectori, ba îndrumători principali. Și ce mi se pare mie interesant la persoana respectivă este faptul că, repet, neavând niciun fel de cunoștințe de teologie, face această cenzură. Deci, practic, nu avea nicio treabă cu domeniul, era un domeniu cât de cât conex cel al filozofiei, dar cenzura era făcută
pe baza a ceea ce nu știa, ca să spunem așa. Acesta este cuprinsul oficial. E vorba de articolul părintelui Petre F. Alexandru, câteva considerațiuni pe prima pagină, la pagina 658. Acesta a fost corectat masiv. Un aspect negativ, să spun așa, este la capitolul pentru pacea toată lumea, la secțiunea pentru pacea toată lumea, al doilea articol. E, un aspect negativ sau nu foarte bun este acela că, din păcate, am identificat la arhive doar aceste referate, dar n-am găsit și textele propriu-zise, cenzurate. Ele ar putea fi, există o posibilitate să fie în arhiva Arhiepiscopiei Bucureștilor, instituție în continuare inaccesibilă publicului larg și cercetătorilor, din păcate, până în prezent. De ce? Bună întrebare! Adică, în ce sens inaccesibil? În sensul că ar trebui ca noi să avem acces la toate documentele instituțiilor episcopiilor? Sau? Păi, da, dat în faptul că ele sunt instituții publice, da. Și arhivele, documentele respective, reprezentând un bun patrimonial comun, ar trebui să fie publice, cu excepția celor documentelor secrete, pentru care îți trebuie un certificat ORNIS special. Dar documentele celelalte care sunt publice, iată, acest referat se găsește foarte bine și și în arhiva Arhiepiscopiei Bucureștilor, dar eu l-am găsit, iată cum scrie jos, în fondul Ministerului Cultelor și altelor, la Arhivele Naționale Istorice Centrale, deoarece mi s-a refuzat accesul în arhiva Arhiepiscopiei Bucureștilor. Și nu numai mie, cercetătorilor în general. Nu aș putea să spun motivele pentru care s-a refuzat, repet, și mie și altor cercetători accesul, dar trebuie reținut faptul că mare parte din documente se găsesc la arhivele naționale, o parte din ele. Pe mine m-ar fi interesat aceste articole cenzurate în sine, să văd ce anume, care sunt pasajele care au fost tăiate, pentru că ar fi fost mult, mult mai interesant pentru discuția și cercetarea noastră. Așa arată cuprinsul, iată, după cenzura propriu-zisă. În glasul, iarăși, o chestie foarte interesantă, în 49, greșeli de tehnoredactare neobservate sau, zicem noi, scăpate de cenzură. Este articolul părintelui profesor Nicolae Chițescu. Acum noi nu știm dacă e vorba de un caz de tipic de sabotaj, dacă acest personaj a vrut să-l saboteze pe patriarhul Justinian, atenție, un patriarh tânăr care este vizitat la un an de la întronizarea sa chiar de patriarhul Alexei al Moscovei, și vedeți ce apare. În loc de Alexei al Moscovei, și apare Alexei al Moldovei și al întregii Rusi. E un pic amuzant pentru că acest lucru este consemnat chiar de fostul secretar al patriarhului Miron, și anume Dudu Velicu. Dudu Velicu, sursa viitoare a securității, ulterior, menționează în jurnalul său acest eveniment, acest lucru, și anume cum s-au inflamat spiritele în deal, zicea el, atunci când s-a produs acest lucru, și anume și-au dat seama că cineva a vrut să saboteze, intenționat sau nu, pe patriarhul Justinian. Și atunci patriarhul Justinian, consemnează Dudu Velicu în jurnalul său, care e disponibil online și se poate citi, spune că patriarhul Justinian a dispus ca toate revistele să fie modificate, și dacă vă uitați mai jos, să fie șters cu creionul sau cu radiera, și în loc de literele LD să fie înlocuit cu SC. Partea amuzantă este că la Moscova a ajuns exemplarul necorectat. Deci noi ne bazăm pe faptul că rușii nu știau.
Română. Pentru că altfel s-ar fi putut stârni un veritabil, o veritabilă dispută, ceartă interbisericească. Mă rog, asta ar fi foarte pe scurt. Aici am vorbit în concluzii. Spre exemplu, apare în loc de sfatul regional numărul din 53, Sfântul Regional, la paginile 630-632. În fine, asta ar fi foarte, foarte pe scurt, cum să spun, prezentarea mea. Îmi cer scuze, sunt un pic obosit și poate n-am fost foarte, foarte coerent în seara asta. Subiectul este foarte, foarte vast și s-ar putea vorbi pe fiecare bucățică în parte câte o oră, două, cel puțin. Dar ceea ce trebuie reținut din toată treaba asta este faptul că cenzura în sine nu a afectat conținutul revistelor. Ăsta este un aspect foarte important și un lucru care trebuie luat în calcul. Și anume că, deși revistele bisericești au fost, presa ortodoxă a fost cenzurată, cu toate astea, conținutul, studiile rămân cele mai bune până în prezent, rămân de referință până astăzi. Toate studiile au fost publicate de mari teologi, precum Părintele Stăniloae și nu numai. Toți oamenii ăștia, istorici celebri, Giurescu, Sacerdoțeanu și alții care fuseseră interziși să fie publicați în revistele oficiale de stat, de istorie și nu numai, Patriarhul Justinian a găsit cu cale să-i aducă aici în biserică. Și aceștia, firește, pe domeniul ăsta, au reușit să scrie studii deosebit de valoroase pentru Biserica Ortodoxă Română. Mitropolitul Bartolomeu Anania, iată, vrednicul de pomenire, Mitropolit Bartolomeu, se împlinește anul ăsta centenarul de la nașterea sa și da, 90 de ani de la moartea sa, spunea că dacă cei care veți răsfoi presa ortodoxă veți descoperi și veți găsi acolo multe cusururi. Dar nicăieri nu se vorbește despre ucigătoarea luptă de clasă. Într-adevăr, presa abundă de ideologia comunistă, de surse sovietice, mai ales în pastoralele ierarhilor, în articolele redacției. Uitați, dacă o să vă uitați, să luăm ca exemplu aici un număr din 71, vedeți cum arăta cuprinsul unei reviste. Și anume 23 august, Marea Sărbătoare a Poporului Român. Apoi, îndrumări pastorale omiletice erau predici, acestea erau nealterate. Apoi, pentru pacea toată lumea, toate acestea, o parte din ele, sunt pline de inserții, de pasaje comuniste. O profesoară, așa cum ziceam și data trecută, de la Facultatea de Limbi Străine, numea aceste inserții zarzavaturile din ciorbă. Apoi, dacă o să vă uitați, restul articolelor sunt pur și simplu de teologie și n-au nicio treabă, să spunem așa, cu cenzura sau inserțiile de factură comunistă. În fine, vă mulțumesc. Asta a fost prezentarea mea. Mulțumesc, Silviu. Mulțumim, Silviu. Vreau să te întreb, primul lucru pe care vreau să te întreb e că ai zis că și ai dat și exemplu de faptul că articolele mistice, cum era acela lui Paul Evdokimov, erau scoase. Poți să scoți share screen-ul? Eu? Ca să te vedem numai pe tine. Poți să scoți? Adică vezi?
Așa, gata. E ok. Acum e ok. Da. Ce vreau să zic, pentru noi, adică scrierile mistice, practic, trimit la cele mai adânci scrieri ale Ortodoxiei. De exemplu, autori ca Sfântul Isaac Siru sau Efrem Siru sau alții ar fi catalogați ca cei mai mari mistici. Sau Simeon Nou Teolog și așa mai departe. Practic, dacă scoatem scrierile mistice din revistele bisericești, din rămâne, ce să zic, rămâne doar partea aia de religie, adică de partea aia care o găsești la o filozofie, la un ONG, la o asociație, la o, nu știu, înțelegi ce zic? Da, uite că vorbești de mistică. Acum îl salut pe părintele Bogdan Teleanu. Îi sunt recunoscător că ne face onoarea de a fi prezent în seara asta cu noi și totodată soției, că văd că este de pe ID-ul dânsei. Mulțumim pentru asta și legat de scrierile mistice, pentru că ai spus asta, și văzându-l pe părintele Bogdan, mi-amintesc că duminica trecută am fost invitat și cu mare bucurie am participat la Biserica Sfântul Pantelimon, unde a avut loc o expoziție a unor cărți interzise din biblioteca parohială, pe care procesul acesta de reorganizare a bibliotecii parohiale le-am identificat acolo. Și anume, una dintre ele, să spunem, deosebit de interesantă, personal nu am apucat să o citesc, dar este, repet, deosebit de interesantă, este scrisă de Sandu Tudor și anume, e vorba exact acatistul Sfântului Dimitrie Basarabov făcut de Sandu Tudor. Alexandru Teodorescu, sub pseudonimul Sandu Tudor, monahul Sandu Tudor, care se va sfârși în închisorile comuniste. Deci vorbim totuși de un personaj care a fost ziarist, un personaj de o notorietate fantastică. Imaginați-vă un lucru interesant. Toate aceste scrieri teologice, religioase, erau cenzurate, nu numai că erau cenzurate, erau interzise de Departamentul Culturilor. Nu numai că ele erau cenzurate, ele nici nu aveau numele lor, titlurile acestea, nici nu aveau voie să apară în publicațiile religioase, respectiv în presa ortodoxă. Deci nimeni nu avea voie să pronunțe numele lui Sandu Tudor, mai ales că el fusese arestat în lotul misticilor. Și atunci o astfel de lucrare, nu numai că nu avea voie, nu putea să apară în... Asta era genul de lucrare mistică pe care comuniștii o interziceau, care, să zicem, care conținea idei mistice. Și atunci ea nu putea să, clar, în mod clar, ea nu putea să apară acolo. Repet, îi mulțumesc părintelui Bogdan că a venit. Asta este iarăși, sunt alte cărți care nu sunt de teologie neapărat. Asta este, da, George Aramă, este o elemente de omiletică specială, spre exemplu. Iată, Simeon Mehedinți, despre ce vă vorbeam mai devreme și era și lista noastră. Părinte Pantelimon Diaconescu, conferințe populare, iată. Părintele Marince Ionescu, altarul și amvonul, paroh al bisericii Cuibul cu Barză. Deci vorbim de lucrări care nu numai că erau interzise, fusese reinterzise de comuniști, dar nu apăreau nicăieri. Nu aveau voie să apară în revistele ortodoxe. Nici măcar menționate. Se ajunsese la un paroxism atât de mare încât la un moment dat, spre exemplu, ce rețin este faptul că Iorga însuși fusese cenzurat și apoi n-aveai voie să-l citezi pe Iorga.
numai că într-un articol de-a lui Barbu Teodorescu, publicat în Glasul prin anii 70, din primele trei note de subsol îl citează pe Iorga cu lucrări apărute înainte de 1945. Ceea ce, iarăși, n-am putea o numi, să spunem așa, ca un fenomen de rezistență sau de fentare a cenzurii. Dar cum putea să scape acest lucru? Pentru că, totuși, vorbim de articole, studii care n-aveau o întindere mai mare de 20 de pagini, 30 de pagini. Cele care erau mai mari erau niște excepții. E, cu toate astea, în articolele respective există și autori care, să spunem așa, fentează cumva cenzura comunistă. Și unul dintre ei este Barbu Teodorescu, care îl menționează, nu se poate abține, să spunem așa, să-l menționeze pe mentorul său, pe Iorga, cu, repet, cu lucrări apărute înainte de 1944. Ăsta e un exemplu. În fine, mulțumesc, Silviu. Părinte, dacă vreți să interveniți, bună seara. Da, neapărat. Da, bună seara, mulțumesc, Silviu, pentru invitație. Mă bucur de această inițiativă de a discuta despre cenzură. Eu cred că a fost un lucru grav. Cine cenzurează cărți, cenzurează și persoane, în definitiv, așa cum cine arde cărți, cum unul dintre personajele unui roman pe care l-am scris, O sânda cărților, sfârșește prin a arde oameni. Cred că există o tendință la ora actuală de a se masca, de a se bagateliza acest episod din istoria noastră. Motivele pot fi diverse, însă cred că trebuie un pic recuperat acest trecut și puse un pic lucrurile la punct. Au fost oameni care au suferit pe bune, adică au fost vieți de oameni distruse. Unii, și asta o știu din mărturiile tatălui meu, mi-a povestit despre închisoarea bunicului la Aiud, au fost oameni care s-au spânzurat pentru că n-au mai suportat detenția și ajungeau acolo, cum a fost și cazul bunicului meu, printre altele, și pentru că dețineau cărți interzise, literatură interzisă. Și chiar la un moment dat, bunicul meu a fost, în timpul anchetei, bine, motivul pentru care a fost el arestat a fost că n-a vrut să-și dea pământul la colectiv și crea în orașul din unde era el practic o răzmeriță, dar i s-au căutat tot felul de motive și la un moment dat s-a presupus, există o ordonanță pentru efectuarea percheției la domiciliu, s-a presupus că deține materiale ce interesează ancheta. Aceste materiale nu erau altele decât această literatură interzisă. În timpul anchetei, în 1958, i-a întrebat ce literatură interzisă ai avut până la data arestării. Aici el s-a bâlbâit, nu știa că bunica a fusese prevenită la un moment dat. S-a pus sechestru mai întâi și la două zile a venit percheziția. Ei, cei care au venit cu sechestru, i-a spus: Doamnă, scapă de cărțile astea că e jale. O să sfârșești și mata în închisoare și copiii pe uliță. Și femeia, gândindu-se la familie și la copii, a ars cărțile, le-a băgat în cuptorul cu pâine. Toate, la grămadă. El, săracul, bunicul, neștiind lucrurile astea, a început să spună: păi da, am cărți, că le luam din fabrică, el lucrând la fabrica de celuloză și hârtie, și unde se topeau cărțile efectiv. Și obișnuia să ia cărți, unele chiar fără discernământ, și avea la grămadă și de ale lui Stalin, dar deși de ale lui Hitler și Antonescu. Și la un moment dat recunoaște lucrurile astea, dar zice: cărți legionare ai? Păi n-am cărți legionare, deși l-avea și pe Antonescu și pe Hitler la grămadă. Și la un moment dat spune: păi le-am pus ca să le pun într-o cutie ca să le arunc, să nu le mai
Adică erau preveniți oarecum oamenii pe vremea aceea că n-au voie să dețină cărți și el spunea că se pregătea să le arunce. A scăpat, se și vede după aceea în sechestru cum nu figurează nicio carte, deci figurează dulapuri goale, se numeră până și, nu știu ce, câte șosete au pe acolo prin casă, dar cărți nu mai era nicio carte, nicio urmă de carte. Pe el îl putea costa acest fapt de a deține cărți. Nu l-au prins cu cărțile, i-au găsit alte, muzică interzisă, deci nu erau numai cărți, ci și muzică, cântece interzise, și cam pe aici, în zona asta, l-au prins și a primit temniță la iud și așa mai departe. Pentru că a fost băgat la noi în oraș, era primar Părintele Pacioc pe vremea aceea și a fost dosarul lui a fost legat de Părintele Arsenie Papacioc și a ajuns la aiud. Și da, au fost oameni care s-au spânzurat, care n-au rezistat. Pentru pur și simplu faptul ăsta de a avea literatură interzisă, cărți cenzurate. Cred că lucrurile sunt foarte serioase, nu? Și nu e aici o vendetă, dar nici măcar așa să fie trecută cu vederea foarte simplist. A fost și acolo o experiență românească, tipic românească, în care nu s-a făcut cum trebuie. S-a făcut cum trebuie această cenzură. Am vorbit cu Silviu și i-am explicat de ce oamenii știau, erau conștienți că dețin niște cărți periculoase la un moment dat, cum a fost și preoții de la noi, de la biserică. Au salvat conștient niște cărți gândindu-se că această perioadă va trece și le salvau ca niște dovezi ale faptului că, nu știu, era și un fel de poate, nu știu, lucru rar pe care conștientizau valoarea acestor cărți. Distruse, rămâneau doar câteva și ceva genul Fahrenheit, adică trebuiau duse mai departe, într-un fel. Păstrate, într-o formă, dacă nu se putea fizic, măcar memorate. Da. Mulțumim, părinte. Dacă e cineva care vrea să adreseze o întrebare lui Silviu sau părintelui sau să zică ceva, vă rog. Dacă nu, eu vreau să vă arăt și eu ceva, pentru cei care nu știți foarte multe despre acest subiect. Părinte, puteți scoate puțin share screen? Nu că vreau să dau și eu share. Cred că l-am spus, ceva. Am reușit, nu știu, dar am reușit, Silviu? Da, e ok. Da, e ok. În expoziția Caravana Eroilor pe care am făcut-o pentru copii, pentru studenți, E și un banner dedicat scriitorilor și operilor interzise. Și aici se zice că în numai 4 ani lista cărților interzise a ajuns să numere 8779 de titluri. Listă care apoi crește vertiginos. Și iată care sunt temele publicațiilor scoase din circulație. Lucrările lui Ion Antonescu și Mihai Antonescu. Autori fasciști și autori legionari. Lucrări antisemite, antisovietice și anticomuniste. Scrieri de partidele istorice, PNL, PNC și PSD. Cărți care slujesc ideologia imperialistă, în ghilimele. Scrieri legate de religia populară. Cărți despre Basarabia, Bucovina și Transnistria. Cu precizarea că, alături de aceste teme cuprinse în cărțile scoase din circulație, au fost separate din uitul public almanahurile, calendarele, precum și atlasele, ghidurile și pliantele turistice ale României, auziți, întrucât ele încorporau și date despre Bucovina și Basarabia, da, dorindu-se așadar anularea imperativă a memoriei sau a imaginii României reîntregite câtă vreme Basarabia devenise Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Scrieri literare și filozofice naționalist creștine, scrieri împotriva Angliei, scrieri filogermane, filoitaliene, filospaniole, bineînțeles, scrieri polemice despre francmasonerie, seria lucrărilor cosmopolite, doctrina corporatismului sau capitalismul ăsta american și occidental. Și iată
ce autori erau interziși și ce, câte titluri aveau interzise. Eminescu, Creangă, Alexandri, Cogălnicianu, iată-l pe Iorga cu 214 titluri interzise, Caragiale, până și Caragiale interzis, George Coșbuc, Ioan Slavici, Anton Pan, Petru Maiorescu, Davian Gova, Lucian Blaga și alții. Vedeți aici Grigore Alexandrescu, Otilia Cazimir, Bogdan Petricescu, HD-ul, Liviu Rebreanu, Vlahuță, Dimitrie Cantemir. Și se termină așa, impactul acestei epurări de proporții a fost copleșitor asupra stării de spirit a intelectualității române. Pilonii literaturii și istoriografiei românești au fost mulți din cultura națională, autori ca Eminescu, Alexandri Caragiale, Iorga, Ion Lupaș, Constantin C. Giurescu, academicieni, și Gheorghe Vlăteanu, fiind trecuți la index cu operele lor cheie. În acest fel, procesul defascizării s-a dovedit a fi, de fapt, procesul ștergerii identității naționale, urmat de acela rescrierii etnogenezei poporului român după calapodul ideologiei. Concluzia e că datele de pe buletinul de identitate al poporului român au fost spălate cu grijă de câteva ori ca să nu se mai vadă nimic din ce ar mai fi dat acestuia sentimentul siguranței și statorniciei. Bineînțeles că pe lângă interdicția operelor, scrierilor, a existat și o epurare a un monopol asupra vieții culturale. Și începând cu radio, presă, literatură, teatru, film, muzică, totul a fost cenzurat. Vă dau un exemplu, de exemplu, la radio au fost arse mii de partituri și discuri cu muzică religioasă. După stilor. Literatură, v-am zis, în teatru apare un Consiliu Superior al Literaturii Dramatice și Creației Muzicale, practic un comitet de cenzură a tuturor operelor care urmau să fie jucate. Întreaga industrie de film se naționalizează și se confiscă toate sălile de cinema. Deci, practic, tot ce se difuza la cinema era foarte bine controlat. Muzică, epurarea folclorului românesc de cântecele care definesc identitatea noastră națională și credința în Dumnezeu. Da, cam asta ar fi în mare. Am pus atunci eu câteva gânduri legat de această cenzură atât de puternică pe care comuniștii... Da, da. Se pare că, exact cum zici tu, n-a fost cenzurată doar presa, ci și... De fapt, totul a fost cenzurat acolo, n-a fost cenzurată doar presa. A fost cenzurat și radio și cartea, tot ce însemna mijloc de informare, de informație, tot ce însemna informație. Și atunci era important acest lucru, pentru că un popor nu poate fi controlat foarte ușor decât numai dacă îi tai rădăcinile, îi tai sursa de informare. Citeam astăzi într-un volum, deci ăsta este, așa arată, nu știu dacă se vede foarte bine. Da. Este un facsimil al acestei lucrări despre care vă vorbeam mai devreme. Uh-huh. El este apărut în 48 și deci volumul în sine, exact cum ai amintit și tu, era de fapt Biblia cenzurii, între care, exact cum ai amintit, erau niște indicații generale. Zice, se vor scoate din circulație numai edițiile specificate în broșură. Bineînțeles că lucrul ăsta nu s-a întâmplat, au fost scoase și altele. Adică atunci când se făcea o epurare, o cenzură, se scoteau și altele pe lângă. Atunci când datele bibliografice lipsesc din aceasta, lucrarea se va îndepărta numai pe baza numelui autorului și a titlului volumului. Zice, unele ediții ale autorilor clasici sunt interzise pentru spiritul fascist în care s-a făcut editarea. Că ziceai de Creangă, de Eminescu. Deci numai faptul că ele fusese republicate, iată, între anii 1917, 23 august 1944, însemna, cum zic aici, un caracter fascist al acestor lucrări. Zice, sunt interzise prin urmare numai edițiile din clasici precis indicate în broșură.
Apoi, toate manualele școlare anterioare anului 47. Și mă rog, continuă. După aceea zice hărți, că vorbeam de hărți, care înglobează între granițele Republicii Populare Române, iată vorbim de așa, teritorii ce nu-i aparțin sunt interzise. Hărțile din cuprinsul diferitelor lucrări științifice vor fi puse în acord cu granițele țării. Ori erau decupate și rescrise, ori erau cenzurate cu totul. Există o lucrare foarte bună a unei autoare din Republica Moldova care lucrează la ICCMR, se numește Liana Corobca. Controlul cărților. E o lucrare de referință în domeniu pe cenzură. Ea aici ia ca studiu de caz cenzura literaturii. Și încă o lucrare foarte, foarte bună, Emilia Șercan, Cultul Secretului. Sunt de referință pentru cei care studiază mecanismele și fondul cenzurii. Dar felul în care s-a comunizat, spre exemplu, presa, este o lucrare a Mihaelei Teodor, iarăși, dacă se poate vedea, foarte bună de altfel, a apărut la Cetatea de Scaun. E, aici, în aceste trei cărți și bibliografia, pentru cei interesați, e mai lungă, ea se găsește online și cine e interesat, îl pot să-i pun la dispoziție, se specifică următorul lucru și anume faptul că atunci când existau informații, să zicem hărți, cum se cenzurau? Ori se tăiau hărțile respective, s-a încercat modelul ăsta sovietic, ori se scoteau având pasajele care încriminau. Și atunci la raft, în bibliotecă, în instituție, librărie, apărea doar broșura fără articolul respectiv. Deci, practic, lipsea articolul sau lipseau paginile. Sau se constituia un fond secret, că, de fapt, aceste instrumente de cenzură au folosit și ele s-au constituit în crearea unui fond secret, a unor aceste fonduri speciale, fonduri secrete din publicații strict oficiale. Și atunci, revenind un pic la cenzura presei ortodoxe, presa ortodoxă, care fusese publicată până înainte de 1949, în 1948, de exemplu, vorbim de toate publicațiile Luminătorul Basarabiei. Luminătorul era revista eparhială a Chișinăului, spre exemplu. Acestea toate erau interzise, deci nu avea nimeni voie să le consulte. Ele erau deja în niște fonduri secrete. Deci tot ce însemna publicații din Chișinău, chiar reviste în sine, ele erau interzise. Adică cenzura, nici măcar nu se mai obosea să cenzureze aceste texte sau să zică, domne, le lăsăm. Nu. Vă dau un exemplu tot din acest volum. Sunt Arhiva Basarabiei, spre exemplu. Arhiva Basarabiei, iarăși, este o colecție, o revistă bisericească apărută la Chișinău. Apoi, tot ce însemna, firește, bineînțeles, Basarabia, dar iată, Biserica Basarabeană, organul eparhiei Hotinului, Bălți, toată colecția. Deci, pentru că teritoriul era ocupat și nu mai aparținea, iată, el nu mai putea fi consultat. Spre exemplu, mai avem altă revistă. Cuvântul Episcopiei Cetății Albe, apărută la Ismail. Toată colecția. Iarăși, o revistă de genul ăsta. Și, mă rog, exemplele pot continua. Deci, epurarea s-a făcut pe modelul ăsta stahanovist și pe principiul că toate publicațiile fasciste trebuie epurate. Cenzura în sine a presei ortodoxe, că asta este tema noastră, era făcută, se baza pe un singur principiu. Într-un document descoperit de un istoric și anume Cristian Vasile de la Institutul de Istorie Nicolae Iorga din București al Academiei Române, spune așa, citând un document în cartea sa, de altfel o carte foarte bună, Biserica Ortodoxă Română în primul deceniu comunist, zice că, repet, citând un document, presa reprezenta o maladie bolnavă ce trebuia stârpită.
Deci, părerea comuniștilor aceasta era că presa reprezenta, constituia o maladie bolnavă ce trebuia stârpită. Și atunci, cam asta era atitudinea, să spunem așa, generală asupra presei ortodoxe. Și nu numai. Iată, acum o să fac o scurtă paranteză legat de ce zicea părintele Bogdan Teleanu, și încă o dată îi mulțumesc că a venit în seara asta alături de noi, legat de cărțile acestea interzise. Haideți să ne gândim un pic la reviste, la revistele ortodoxe, presa ortodoxă, aceste cărți pe care părintele le-a prezentat mai devreme, le-a arătat pe ecran, nu puteau fi citite, atenție, în bibliotecile parohiale și nici citate în studiile publicate în aceste reviste. Dar atenție, dacă nu puteau fi citate pentru că exista acest instrument nenorocit care interzicea, ce se întâmplă cu bibliotecile? Haideți să ne gândim la următoarea chestie. În biblioteca parohiei Bisericii Sfântului Pantelimon am identificat aceste șapte, pentru început, aceste șapte lucrări interzise. E, aceste lucrări interzise, partea cea mai frumoasă din toată treaba asta este că ele au fost salvate de unul dintre foștii preoți de la Biserica Sfântul Pantelimon, respectiv părintele Gheorghe Sorescu, care efectiv urmărit la rândul de securitate a reușit să sustragă aceste cărți. Dan, dacă ar fi în seara asta, ne-ar putea ajuta mai mult cu cartea și poezia, dar așa cum discutam și cu el, reprezentau corpul delict al unei arestări. Ori părintele Gheorghe Sorescu, la un moment dat, când se face inventarul, e un inventar general în Biserica Ortodoxă Română, este de fapt un tipizat care se trimite tuturor bisericilor și se face o inventariere a bunurilor imobile, mobile, obiecte de patrimoniu, obiecte cu valoare documentară. Și acolo erau trecute și cărțile. Ori în 69, părintele Sorescu reușește, cred eu, și nu cred că este singular cazul, am mai întâlnit și în alte biserici din București, cărți interzise. Cum au reușit oamenii ăștia să scape, pentru că, repet, aceste cărți, uite, spre exemplu, Sandu Tudor, acatistul Sfântului Dimitrie, care era, apare ca fiind una dintre lucrările interzise. Cum putea să scape de cenzură, de topic, adică cum la o percheziție a securității putea fi găsită cartea, lucrarea, volumul și constituia obiectul de incriminare, obiectul, corpul delict al unei arestări și te putea trimite la pușcărie, în închisoare, pentru mulți ani. Deci asta mi se pare mie foarte, foarte interesant. Cum au scăpat aceste cărți? Și vreau să dau ca exemplu. Eu am însemnat, asta este la pagina 421, nu știu cât de bine se vede. Uh-huh. Însemnat cu linia Sandu Tudor, acatistul de care vorbeam. Deci, acest acatist era la numărul 211 la numele autorului, Tudor Sandu, Fundația Carol, și zice doar titlul și Fundația Carol. Deci, iată, dacă dețineai un astfel de volum, puteai foarte simplu fi arestat. Reîntorcându-le la cenzura presii ortodoxe, nici nu se punea problema să poți cita într-un text un astfel de articol, pentru că te-ar fi trimis automat la închisoare. De ce? Pentru că dacă scriai articolul, însemna că ai cartea. Și atunci cenzorul, care e foarte interesant, cenzorii de la Departamentul Cultelor, pentru că exista și acolo un securist și nu numai, securitatea urmărea și Departamentul Cultelor. Putea să spună că cenzorul respectiv sau cenzorii de la Direcția de Studii nu și-au făcut treaba. Nu și-au făcut treaba în ce sens? În sensul în care a scăpat vigilenței cenzurii un astfel de text pe care un om l-a scris consultând o carte interzisă. Nu exista așa ceva înainte de 89. Adică cazuri de genul ăsta sunt foarte, foarte
aproape vasi inexistente. Da, mulțumim. Ziceți mai întâi, vă rog. E nevoia să adaug că lucrurile astea costau vieți de oameni. Și mai am un caz, la parohie nu i-am povestit lui Silviu, e vorba de băiatul părintelui Gheorghe Crețu. Părintele Gheorghe Crețu a luptat în primul război mondial, adică a fost preot militar, a însoțit armata română încă din 1916 pe Valea Prahovei, iar la momentul unirii Basarabiei cu patria mamă, el a fost cel care a făcut slujba de tedeum după ce sfatul țării a hotărât unirea cu patria mamă. Deci el, practic, este cel care deschide larg porțile urmașilor săi, gen Petru, părintele Petru Savin sau Gheorghe Sorescu. Ei se cunoșteau, cum să spun, o generație care parcă lăsau moștenire lucrurile astea ca să fie, să treacă peste perioada comunistă și să le ducă cu bine la... Se gândeau că se va sfârși și lucrurile trebuie salvate cumva. Ei, băiatul părintelui Gheorghe Crețu cânta la pian. El a lucrat prin Ministerul Sănătății, a fost trimis la Paris să studieze, face imprudența să se întoarcă în țară și aici să rămână blocat din cauza instaurării regimului comunist și e trimis să lucreze ca magazioner pe la Lupeni, pe undeva. Dar el era băiat educat. E, la un moment dat se întâlnește un pian în calea lui, se așează la pian să cânte, îi se cere să cânte internaționala, refuză să cânte internaționala și apoi îi se cer alte cântece, interzise chiar, Doice, Doice, Iuberales, spre exemplu. Și el face imprudența să cânte de data asta. I-au trebuit cam 3-4 luni securității să-l omoare, efectiv. Adică, de-aia spuneam, oamenii sfârșeau, el n-a fost legionar, el n-a fost profașist, a simțit nevoia să spună lucrurile astea, că n-a făcut parte din... că totul a fost un accident și așa, nu te ierteau. Când era vorba să fii terminat din cauza acestor cenzuri, sfârșai la morgă uneori. Nu sunt lucruri care trebuie trecute cu vederea, orice formă de cenzură până la urmă. Vă spuneam că bunica mea la un moment dat a ars în cuptor, nu știu, slavă Domnului că nu s-a aflat, dar l-a ars și pe Stalin și pe Hitler la un loc. Înțelegeți? Da. Deci, dar astea erau femei simple, nu știa să citească. Da, nu se pune problema, dar erau oameni care știau să citească și erau conștienți de valoarea cărților și din cauza asta le-au ars. Da, interesant e că americanii au înțeles foarte bine acest aspect al cenzurii și al libertății de a vorbi. Și știu că acum e un cont de YouTube care are peste 1 milion de vizualizări, de urmăritori, care a dat în judecată YouTube-ul. Îmi scap acum cum îi cheamă. E un evreu care... Academy, nu știu cum, îmi scapă, dar vă zic. Au dat în judecată YouTube-ul pentru că le-a cenzurat câteva videoclipuri. Și atunci oamenii întreabă... YouTube fiind o firmă privată, poate face ce vrea, zic unii. Și ei spun, nu e așa, pentru că legea americană spune că YouTube-ul, ca Facebook-ul, ca și celelalte site-uri de social media, așa cum s-au poziționat ca un forum public, gratuit într-adevăr, dar fiind un forum public, trebuie să se... supună tuturor legilor democrației și a libertății de exprimare. Și atunci, efectiv, au dat în judecată că au avut niște videoclipuri care inofensive, care vorbeau despre, nu știu, despre creștinism, care au fost considerate ca fiind inappropriate to kids, adică necorespunzătoare pentru copii. Și mă gândeam, zic, pentru o chestie mică, să zici, na, cât de mult se luptă ei ca
să nu piardă aceste mici drepturi, pentru că, așa cum spuneți, ușor, ușor lucrurile se pot escalada și te trezești în câțiva ani că cenzura ia forme care duc chiar și la crimă. Da. Da, legat de cenzură, aș vrea să mai adaug ceva. Legat de cenzura asta a cărților, a tirajelor, spre exemplu, a lucrărilor. Trebuie menționat faptul că toate lucrările nu apăreau decât și nu erau puse decât în biblioteca parohiei, deci practic ele nu erau la liber, să spunem așa. Ele nu puteau fi consultate de publicul larg. Dar cu toate astea exista o teamă viscerală a acestor oameni de a nu se răspândi aceste idei mistico-legionare, le numeau ei. Efectiv, era o teamă teribilă, erau înfricoșați, înspăimântați de ideea asta că cărțile ar putea ajunge, revistele religioase ar putea ajunge undeva dincolo de spațiul ăsta. Dau un exemplu legat de cenzură, iarăși. Și îl menționez aici pe Patriarhul Justinian, vrednicul de pomenire, Patriarh Justinian, pentru că e un lucru foarte, foarte important ce trebuie amintit, și anume, în 1953, în martie, la moartea lui Stalin, evenimentul este consemnat în toate revistele Patriarhiei. Și în 53, în pastoralele publicate în Glasul Bisericii, era vorba de pastorala de Paști, în Glasul Bisericii fiind revista Mitropoliei Ungro-Vlahiei, dar cu toate astea îngloba, era distribuită și în Episcopia Buzăului și Episcopia Tomisului și Dunării de Jos. Episcopul Antim al Buzăului și Episcopul Antim Nica al Dunării de Jos publică și ei pastoralele lor de Paști. Dacă în cele două pastorale ale celor doi episcopi se găsesc mențiuni, chiar de câteva rânduri, de un pasaj întreg la Antim al Buzăului, cu privire la moartea lui Stalin, drept al popoarelor, binefăcător, bla bla bla, etc., Patriarhul Justinian nu amintește nimic despre moartea lui Stalin. Un lucru care pentru noi nu înseamnă poate astăzi nimic, dar să scrii în vremea aceea, întrebarea mea următoare: cum a trecut de cenzura comunistă o astfel de pastorală, care într-adevăr este o inserție separată după ce revista fusese dată spre aprobare, dar cu toate astea, cum de trecuse de cenzură? Adică sunt lucruri care nu pot fi explicate. Un soi de rezistență a existat și, repet, exemplele sunt multiple. Am dezvoltat mai mult asta într-o parte din teza mea de doctorat, și anume într-o carte pe care am publicat-o la editura Icon în urmă cu 2 ani, Cenzurarea presiei ortodoxe în comunism. Și acolo am dat și exemple de genul ăsta. De exemplu, iată un alt exemplu al spălării rufelor bisericii în presa ortodoxă ar fi anchetarea unui preot, și anume Ioan Zanfirescu din Buzău, care a fost mutat disciplinar apoi în Dobrogea doar pentru faptul că nu a epurat biblioteca parohială de cărțile interzise. Dar atenție, el este deferit consistoriului eparhial al Buzăului în condițiile în care el fusese arestat. Deci, practic, el pe când era arestat și dus probabil pe la iud, pentru că încă n-am găsit firul acestui preot, el a fost deferit consistoriului pe vremea când era arestat, pentru că el, încă funcționând ca paroh al parohiei respective, i s-a imputat faptul că el nu s-a ocupat de biblioteca parohială, dar nici n-aș fi avut cum, pentru că era în închisoare.
Și atunci, pentru faptul că el n-a epurat biblioteca de biblioteca parohială de cărțile interzise, a fost deferit consistoriului și mutat disciplinar în Dobrogea, într-o parohie foarte săracă, și mergând pe firul acesta al parohiei, chiar în monografia parohiei nu este amintit nici măcar numele acestui preot care a tranzitat acel loc. Adică nu știm nici măcar, deci comuniștii au șters urmele. Singurele urme există, se pare, în această revistă, poate doar în arhiva de la episcopiei din Galați, poate există ceva, sau la Constanța, dar mă îndoiesc pentru că, repet, așa cum zicea și părintele mai devreme, comuniștii, dacă voiau, te puteau omorî după câteva luni, dar nu numai că te puteau omorî fizic, te ștergeau din memoria colectivă. Ori ăsta era marele lor avantaj. În sine, cenzura comunistă, cel puțin cenzura presei și cenzura asta draconică prin înființarea acestor, ștergerea din memoria colectivă, cum ziceai și tu, Claudiu, mai devreme, a identității noastre naționale, ștergerea, practic, acestor celule din ADN-ul națiunii române, a fost atât de bine pusă la punct și în acești 45 de ani de fake news și de dezinformare, practic s-au șters din memoria colectivă lucrări, opere ale unor, iată, unor istorici sau unor geografi, Simeon Mehedin, Soveja, care au dat, iată, o altă față a cercetării, a științei pe care o promovau. Dau un exemplu, profesorul Simeon Mehedin Soveja, de fapt, alături de Dimitrie Gusti, reformatorul geografiei moderne, de școlii de geografie română, se datorează acestui om, care, atenție, vorbea despre rolul lui Iisus în școală și în biserică, educație creștină, repet, un geograf, un profesor de geografie, profesor universitar de geografie care ținea aceste conferințe. Și iată, pus pe lista indexului, pentru că vorbea despre Hristos. Era incomod. Deci cenzura exista în toate domeniile, în toate, pentru toți autorii care erau considerați, așa cum am dat ca exemplu, cenzorul respectiv, Ecaterina Durosov-Machiev, ca fiind mistico-ideologici sau având de mistico-legionare, spuneau ei. Da. Mulțumim, Silviu. Cu drag. Mulțumim tuturor pentru răbdare, pentru atenție. Seară bună, seară bună, părinte. Doamne ajută. Să ne vedem cu bine. Vă anunț săptămâna viitoare. Continuăm seriile biblice marți și joi și pentru celelalte conferințe vă voi ține la curent ca și până acum. Seară bună, Doamne ajută! Mulțumesc și eu, doctorul, și pentru Bogdan și lui Claudiu. Seară bună! Binecuvântată, numai bine! Doamne ajută! Doamne ajută!